Ce înseamnă termenul kinetoterapie? A suportat un accident rutier okay. și este imobilizat. Ce se întâmplă cu mușchiul lui? s atrofiază scad numărul de capilare, de vase sanguine mici care s-au atribuit fibrelor musculare. Sănătatea psihoemoțională tot suferă pentru că el se simte dependent, nu este autonom. Și atunci. Cauza la această problemă este deficiența sa fizică, dar această deficiență fizică îi afectează și celelalte două componente de bază sănătății. Noi trăim timpuri destul de interesante. Dacă omul stă mai mult de patru zile în pat, chiar dacă are dureri, faptul că el stă în repaus îi face mai mult rău decât bine. Dacă vorbim metaforic, nici combustibil calitativ pentru o automobil... Mm -hmm. și nici nu, nu-și revine. Dar un automobil poți să-l schimbi, în timp ce corpul tău îl ai de la naștere până la final. Pocnesc oasele în mine. Creierul omului destul de econom. El permanent încearcă să nu cheltui mai multă energie decât ar trebui. Zet, când aud foarte mult cuvântul kinetoterapie, să gândesc că vă Păi voi totuși sunteți medici sau sunteți antrenori? Sau ce faceți voi? Kinetoterapeuții cumva se bat cu chirurgii aici e destul de sofisticat. dificil de a, de, de, a răspunde fără fără a supăra pe cineva. Ce fac eu, de exemplu? E super. Ce fac restul, e fu. Eu îți deștept, ei nu. Iată de aici, așa, înșiți în înșiți șură, înșiți șură, înșiți în jos, încep înși, până jos începe, nu când începe, deja mă doare de perioada de timp. Dacă nu, noi avem o ușă și ușa aia nu este unsă, ea scârță Da, eu nu vin, dar eu nu am când. Da. Cel mai amuzant asta este când omul vine la consultație sau vine după o sesiune și când îl sună colega, el spune că lui e trecut și el nu mai trebuie să mai vin. Ce am eu de câștigat dacă eu sunt bolnav? Nu, Davișna na jalosti, cum să zici. O, o, așa. Așa, daviș na Și la noi se regăsesc din astea care le convenabil Absolut, să asta <laughs> nu e vorba de oameni, asta este în fiecare din noi. Afacerea în sine, lansarea acestea, a fost greu și cu ce dificultăți v-ați confruntat atunci când ați început? Am fost nevoit să împrumut bani, ca ulterior de la urudă, ca să întorc banii ăștia, uh, au fost multi, multi provocări. Faza asta pe care dumneavoastră ați spus-o cu sinceritate. Cât s-o plătit fetița ca să spui asta sau cât vă plătit să spui minciuni? A motivat faptul că are dolari și nu are lei și o să achite data viitoare? Nici în ziua de azi nu a achitat sesiunea? Un kinetoterapeut are nevoie adesea de un kinetoterapeut? Invitatul nostru din această seară este Vasile Cebotaru, expert în kinetoterapie, fondatorul companiei Kinestart. Bine ați venit în studioul nostru! Bine v-am găsit și mersi pentru invitație! Vasile, haideți să începem pe o notă de sărbătoare. Permiteți-mi să vă felicit călduros cu sărbătoarea care deja a avut loc pe data de 8 septembrie, ziua mondială a kinetoterapiei. Și pe această notă de sărbătoare să vă doresc multe realizări în acest domeniu, să aveți parte de clienți care mai puțin să-i dar totuși ei să existe, pentru că până la urmă vorbim astăzi despre o afacere în kinetoterapie. Până a intra aprofundat în subiectul despre și cu ce vă ocupați dumneavoastră, să le dăm o explicație celor care ne privesc ce înseamnă termenul kinetoterapie. Deci provine din greacă chinezis, mișcare și terapie, formă de tratament. Adică Așa. tratează prin exercițiu fizic și alte metode alternative sau factori fizici naturali sau artificial, cum ar fi curenții electrici și aparate din fizioterapie. Mai concret, asta sunt niște exerciții care nu sunt în fitness, nu sunt uh -huh. în Gimnastica medicală, nu sunt în sport. Sunt un set de exerciții care sunt bazate pe cum lucrează sistemul nostru nervos, cum se adaptează la stres, la efort fizic și. Hai să spunem așa, un kinetoterapeut preia pacientul după accident rutier sau insult AVC și îl aduce la condiția ca acesta să ia, să meargă singur cu bastonul sau să deplaseze în cârje sau să fie independent, deci asta este rolul kinetoterapeutului în viața pacientului ca să... Redea nota de independență după traume, după accidente sau după anumite afecțiuni neurologice sau post sau ortopedice. Este, noi am început-o cu termenul expert în kinetoterapie. Noi puteam să vorbim despre un kinetoterapeut și un expert în kinetoterapie. Aici ar fi o categorie mai superioară. Ce posedă în sine uh, uh, funcția de expert în kinetoterapie? Păi, dacă o să analizăm din punct de vedere de categorie, da, în sistemul medical mm -hmm. există categorii superioare sau diferite categorii. În realitate, asta este mai mult pentru persoanele care activează în sectorul de stat, în spitalele de stat. La nivelul de persoane care lucrează kinetoterapeuți în sectorul privat, adică asta se măsoară în nivelul de performanță. Adică asta înseamnă palmarezul specialistului la nivel de câți oameni le recomandă, câți recenzii are, cât de profesionist, care este gravitatea problemelor pe care le poate rezolva. Asta și este diferența dintre a avea actul la mână, că ai legal dreptul să faci kinetoterapie și ai deja experiență. Uh -huh. Atât dumneavoastră Ați uh, expus un termen probleme și problemele uh, de sănătate. Eu aici vreau să vă întreb. Bănuiesc că problemele de sănătate legate de kinetoterapie sunt cele uh, legate de dureri de mușchi, dureri de gât, dureri de spate. Eu vreau aici mai aprofundat să întreb și să vă întreb cum, de fapt, contribui kinetoterapia în uh, rezolvarea sau vindecarea acestor. Uh, bol dacă putem să le spunem. Dacă o să luăm triada sănătății, asta e sănătatea emoțională, psihoemoțională, biochimică și fizică a omului, atunci kinetoterapeutul ea, ele oricum aceste trei interacționează între ele, sunt strâns legate, pentru că omul este un tot întreg, un organism complex, dar anume kinetoterapeutul lucrează din punct de vedere fizic. Uhum. Adică instrumentele sale de lucru, asta este exercițiu fizic, asta este terapia manuală, asta sunt aparatele de fizioterapie. Și deja uh, hai să luăm un om care a suportat un accident uh, rutier okay. și este imobilizat. Ce se întâmplă cu lui? S-atrofiază, scad numărul de capilare, de vase sanguine mici care s-a atribuit fibrilor musculare. Sănătatea psihoemoțională tot suferă pentru că el se simte dependent, nu este autonom. Și atunci, cauza la această problemă este deficiența sa fizică, dar această deficiență fizică îi afectează și celelalte două componente de bază sănătății. Uh -huh. Și atunci când noi îi întoarcem omului autonomia ca el se poată să meargă singur la baie sau se poată să meargă singur cu bastonul, să deplaseze, el automat, ce se întâmplă? Starea lui psihoemoțională se restabilește și biochimia la fel se restabilește pentru că el, facând contracții musculare, mușchiul se recuperează și se recuperează și circulația sângelui în corp. Noi trăim timpuri destul de interesante. Mă refer aici la anul 2024, epoca contemporană și asta se egalează cu munca mai mult pe la computer, la calculator. Um, și de aici, cum s-ar zice, există și bolile secolului legate de această, de meserie. Care sunt acestea și, în practică vorbind, cum în asemenea cazuri kinetoterapia vine în ajutorul acestor oameni? Ok, Problema corpului este că nu iubește să stea mult într-o poziție. Dacă ne întoarcem la ce se întâmplă cu un om care stă în pat chiar dacă are dureri, uh -huh. conform Asociației Americane de ortopiez, dacă omul stă mai mult de 4 zile în pat, chiar dacă are dureri, faptul că el stă în repaus îi face mai mult rău decât bine. Uh -huh. Iar okay. momentul dacă omul păstrează o singură poziție, fiind asta patul de acasă sau patul de spital, el risc să fac pneumonie distază pentru că se ventilează concret o parte a toracelui. De asta, omul este o ființă care, la baza evoluției lui, permanent sistemul nervos, lucru organelor lui, a fost asociat cu mișcare. Uh -huh. Asta înseamnă să vânezi, să dobândești hrana. asta înseamnă să te protejezi, asta înseamnă să migrezi, asta totul este legat de aparatul locomotor. Și iarăși, ca omul să poată să facă mișcare, el are nevoie ca să fie sănătoasă celelalte organe. Aceeași inimă ca să-i pompeze sânge la mușchi, același sistem nervos ca să regleze corect hormonii. Și problemele secului, sau problemele perioadei în care trăim noi, ca să revin, constau în aceea că oamenii se mișcă foarte puțin. Iar dacă ar fi doar asta, ar fi un lucru, dar problema este și sindromul dismetabolic, adică sunt foarte multe probleme de sănătate care provin de la alimentația oamenilor. Asta înseamnă că oamenii pot să aibă una, două mese pe zi, uh -huh. asta să fie fast food sau să fie ceva prăjit, și să aibă probleme cu somnul. Și în cazul ăsta, noi nu avem, dacă vorbim metaforic, nici combustibil calitativ pentru o automobil. Și mm -hmm. nici nu, nu și revine. Dar un automobil poți să-l schimbi în timp ce corpul tău îl ai de la naștere până la final. Și adică mulți oameni chiar nu conștientizează faptul că corpul tău nu este un automobil. Nu l poți schimba. Gata, e al tău. Ok, haideți atunci să vorbim pe, pe limbajul ăsta, automobil, combustibil. Spre exemplu, eu stau jumătate de an. Nu, stați cu jumătate de an. Cred că e prea puțin. Un an de zile stau la computer foarte bine. Și eu zăresc la un moment dat, cum am început, pe această notă, pocnesc oasele în mine și logic la ce și îmi vine mie în cap. Prima, i să mă duc eu să alerg 20 de kilometri. Asta este o soluție. Mă refer aici că un an de zile stat la computer, pe urmă te ușor desculat de pe, de pe scaun și a alergat 20 de km și ulterior a doua zi te mai gândești, dat să mai alerg încă vreo 5 și pe urmă încă vreo 5. Este o soluție că până la urmă o leagă profilaxie asta să existe sau asta mai rău faci? Foarte rău faci asta. De ce? Asta cum eu mi-aș pune acum un scop să devin mâine astronaut și să zbor în spațiu. Uhum. O să termin doar cu asta, că o să am o stare depresivă când n-am reușit să fac ceea ce mi-am pus în plan. Când o să mă confrunt cu realitatea. Hai să vorbim despre care e diferența unui corp, a unui om sedentar și a unui sportiv. Când Așa. oamenii se duc la sală sau încep să facă o activitate fizică mai intensă decât de obicei, ce se întâmplă cu corpul lor? Se schimbă uh, echilibru hormonal, se schimbă depozitul de glicogen, care este o sursă de contracții. Mă rog, ATP și restul. Se schimbă numărul de capilare care vine la o fibră muscular. Se schimbă inima, pentru că inima sportivilor este diferită de inima oamenilor sedentari și faptul că are mai puține contracții la același efort fizic care îl face un om sedentar. Uh -huh. Și atunci asta este că eu încerc să merg cu 100 de kilometri la oră, fiind în treapta întâi la cutia de viteză. Iată, cam asta este faptul că încerci să alergi 20 de kilometri după ce nu ai făcut. De ce mulți oameni râd despre noi ca, ca speciment? Mm -hmm. Pentru că omului, dacă îi faci o schimbare treptat, faci un stres dozat, dar îl faci treptat, noi ne adaptăm. Hai să privim chiar și nivelul de radiații care îl trăim noi în ziua de astăzi, gadgeturile, urile câte device-uri electronice. Asta tot am făcut-o treptat. Uh -huh. Și aceeași hrană, aceleași alimente, tot s-a făcut treptat, s-a schimbat. Și asta e și ideea că omului este necesar de făcut dozat. Cred că am mai dat exemplul ăsta. Dacă noi avem 9 ore de sport pe care vrem să le facem, uh -huh și să vedem o schimbare. Hai să încercăm să ne ducem mâini la sală și să stăm 9 ore de... din timpul nostru în sală și să facem exerciții, tot corpul. Și hai să luăm astea 9 ore și să le împărțăm de 3 ori pe săptămână câte jumate de oră. Și iată noi peste o lună jumate să ne uităm și să ne uităm mâini ce schimbări o să fie. Secretul este în consistență în cazul dat, în dozare și în consistență, în disciplină, nu în volum și intensitate pe moment. Dar dacă îi să întoarcem invers roata la căruț, cum să zice, tu un an de zile, alergi de 3-4 ori pe săptămână, ești sportiv, cel mai sportiv din tot satul, cum să zice, și brusc leși, și te pui și tu de, de lucrat la computer și te, te gândești că da, eu nu mai am când, am deja să mă duc să nu Asta tot e rău, bănuiesc. Prin ce? Ce se întâmplă în cazurile date? Creierul omului destul de econom. El permanent încearcă să nu cheltui mai multă energie decât ar trebui. Niște mușchi voluminoși și o inimă un pic mai voluminoasă, iarăși sportiv adaptată, ea consumă, are nevoie de anumite, anumiți parametri. Și atunci când creierul vede că tu ți atâtea resurse și nu le cheltui, și el nu înțelege, dar pentru ce mie îmi trebuie tot asta. Și el începe să facă decondiționare fizică, adică începe mușchii un pic să-i atrofieze, rezultatele scadă, scade depozitul de glicogen și peste o perioadă tu revii la acea stare care era înainte de a fi. Dar nu complet, mă rog, cred că ați auzit de termenul de memorie musculară. Da, creierul okay. tău, corpul tău, atunci când tu reiei această activitate, o să fie mai ușor, mai rapid ca la un care niciodată nu a făcut această activitate, dar totuși o să ai nevoie de timp. Deci în ambele cazuri, și prima și a doua, sunt probleme iar, de fapt, propriu-zis, noi n-ar trebui în sine să ne gândim uh, uh, cum o să comporte mușchii noștri, trebuie să ne gândim la creier, că de aici tot, totuși vine, vine informația uh, propriu-zisă. Teama asta pe care o au foarte mulți, când aud foarte mulți cuvântul kinetoterapie, să gândesc văleu și asta bănuiesc că e ceva legat computerizat și multe, multe alte chestii. Voi vă confruntați cu chestia asta legat de mentalitatea unor oameni, că totuși nu e un termen, să zicem așa, mai clasic întâlnit în, din, și nu vine din popor, cum să zici. Da, Absolut, pentru că, hai să dacă soluăm așa, și în ziua de astăzi sunt oameni care nu fac diferența dintre masaj și kinetoterapie. Adică... Da, nu e una ce ești. adică masajul nu, masaj, nu, nu face parte din kinetoterapie? Masajul face parte din kinetoterapie ca metodă alternativă, dar nu este okay. mijlocul de bază de tratament. Uh -huh. Noi învățăm masajul la facultate, spre exemplu eu sau generația mea am făcut două semestre de masaj. Am făcut masajul clasic un semestru și apoi masajul terapeutic. Adică contraindicațiile din primul semestru erau indicații în al doilea semestru cu manevre selectate. Uh -huh. Asta și este masajul tipic când îl înveți la facultate. Dar masajul făcut de un kinetoterapeut și masajul făcut de un specialist care este pur tehnician masor. el poate să difere, dar poate să fie și similar. Totul depinde de cum abordează acești doi oameni problemele. Și pregătirea unui kinetoterapeut durează 3, 4, 5 ani, dacă luăm România, 3 plus 2, adică 3 licență și master și Republica Moldova 4 plus 2, adică licență 4 ani și master 2 ani. Kinetoterapie. Noi putem să-i spunem că este ceva legat de medicină, propriu zis, sau este cu totul altceva. Kinetoterapia este o fuzionare dintre activitatea fizică, sport, exercițiu fizic și medicină. Adică, ea are la bază atât anatomia, kineziologia sau biomecanica, fiziologia, pentru că până la urmă lucrăm cu funcțiile corpului, dar totodată are și bazele care le au cei care antrenează oamenii. Uh -huh. Adică asta înseamnă teoria și metodica culturii fizicii, biomecanica pentru sportiv, teoria antrenamentului sportiv. Pentru kinetoterapeuți sunt care specializează anume pe sport sau pe fitness și aici este o specialitate aparte, pentru că pe noi avem întrebarea asta destul de des înainte. Păi voi totuși sunteți medici sau sunteți antrenori? Sau mm. ce faceți voi? Și noi suntem kinetoterapeuți, asta este specialitatea noastră. Asta cum a încerca la un profesionist să-i spui sau uh, să-l întrebi pe Ion, tu ești Petru sau Vasile? Și el spune, nu, eu sunt Ion. Așa este și ideea aici cu kinetoterapeutul. Noi suntem specialitatea, aparte cu propriile metode, cu istorie, cu bază științifice, cu licențe aprobate, acreditat, specialitate, poftim. Eu am citit, atunci când m-am pregătit de această ediție de podcast, ceva pe internet. Poate este un mit, nu știu, dacă este un mit astăzi îl, cum s-ar zice, îl desfințăm, că kinetoterapeuții cumva se bat cu chirurgii. Adică mă refer aici că chirurgii zic kin kinetoterapeuții cumva nu, nu sunt de folos și pe alocuri kinetoterapeuții zic de, de chirurgi. Totuși, până la urmă, este o diferență dintre astea două? Și de ce totuși este problema asta? Este. Aici e destul de Sofisticat. dificil de a, de, de a răspunde fără a fără a supăra pe cineva. Ok. Dar dacă hai ei să vă luăm... supără pe voi, și voi pe ei. <gri> nu, că nu. asta înseamnă că să, să răspunzi cu agresie la agresie. Deci, hai să luăm, hai să vorbim din punct de vedere observator, da, dintr-o okay. parte. Hai să presupunem că eu sunt Vasile, eu nu sunt kinetoterapeut, sunt om cu cunoștință generale. Așa. Aici miroasa sindromul Dunning-Kruger. Asta e un sindrom descris de un psiholog care spune că eu cred... Că eu îți deștept, dar restul sunt proști. Iată cam așa sună descifrarea. Asta înseamnă ce înseamnă? O atitudine nesănătoasă a egoului. pentru că ce fac eu, de exemplu, e super. Ce fac restul, îi fu. Eu îți deștept, ei nu. Uh -huh. Dar dacă vorbim despre o, un ego adecvat și o, o sănătate normală, fără anxietate, fără frici, și fără probleme de dependență de opinia publică, fiecare om în societatea asta are rolul lui. Uh -huh. Închipuiți-vă ce se întâmplă dacă persoanele care strâng gunoiul din Chișinău nu o să iasă deloc la lucru. Asta da. Închipuiți-vă că automecanicul care vă repară automobilul nu o face calitativ și voi chiar dacă ați ieșit din spital cu o boală care ați tratat-o, Nimereți într-un accident rutier. Închipuiți-vă că mâncarea care vi se dă în restaurant este otrăvită sau faceți mm -hmm. intoxicații. Nu putem vorbi într-o societate care atât de multe literatură este deja și atâtea studii și în Statele Unite și mondial să finanțează ca oamenii să dezvolte ca specii să vorbim despre faptul că o profesie este mai importantă ca alta. În diferite situații din viața noastră, cineva este salvatorul nostru. Indiferent că e paznicul de la o clădire care ne spune în ce cabinet să ajungem pentru că noi întârziem. Sau că este șoferul de la ambulanță care ne duce la timp la spital. Fiecare om în această societate și are rolul lui. Dar dacă noi încercăm să exagerăm rolul cuiva, mm -hmm. noi pierdem integritatea. Noi suntem într-un sistem foarte complex. Asta da, sistemul la noi totalmente e deosebit. Dar ce am aici să vă întreb despre clientul propriu-zis al dumneavoastră, sau unii clienți mai bine zis, sunt cazuri unde aceștia s-au adresat la un eventual chirurg pe o anumită problemă, nu s au rezolvat problema și au venit la un kinetoterapeut și cumva problema aceasta s-a rezolvat. Și adesa unde stă problema? Adică cu ce, uh, cu ce adresări vine, vine clientul către dumneavoastră, cu ce problemă? de sănătate. Cel mai des problema stă în pacient. În 80-90% de cazuri. De ce? Pentru că nu se adresează la timp. Se adresează atunci când nu poate să rabi de durerea. Se adresează fapt, atunci ea. când el nu mai poate suporta. Uh -huh. Adică, hai să luăm uh, un cui într-un picior uh, la un om cu diabet. Da? Ați auzit, cred, că e termenul de picior diabetic, că se amputează degetele ca da, să amputeze da, piciorul. Da, da. Ok. Hai să zicem, la un om, i-a intrat un cui rujinit în picior și el are okay. diabet. Uh -huh. Unul vine deodată la spital, altul așteaptă până seara. Cum credeți? Cine are șanse mai mari să salveze piciorul de la amputare? Bă, că ca cel care se adresează mai repede să dea să fie soluționat problema. Păi asta și, și este ideea. Și atunci când noi căutăm să dăm vina doar pe un specialist sau altul, nu este cea mai bună soluție. Pentru că atâta timp cât nu ne asumăm responsabilitatea pentru aportul care îl aducem în viața noastră, ca noi fiind principalii eroi, scriitori, regizori, producători, atunci noi permanent o să fim în poziția de victimă a, a, situațiilor. Dar sunt cazuri adesea, nu știu, bănuiesc că ele sunt, unde pe om parc parc ceva îl supără, dar el consideră că ei o streacă mâine, azi mă supăr de mâine, astreacă. Și el, omul nu consideră că asta poate să se agraveze sau să devină o problemă și mai mare. Adică aici eu vreau să zic că, da, cazul unde te doare și te adresezi în același moment, în același zi, este un caz cumva aparte, dar durerea poate să fie și una mică, ca tu să nu treci cu, cu vederea. Și atunci în cazurile date, cum e mai bine de procedat? Oamenii în general, nu vorbesc de el, ea, ei. Psihologia omului este că dacă nu doare destul de tare ca să-l încurci, să facă activitățile, omul amână. Uhum. Și aici nu e vorba doar de adresarea la un specialist kinetoterapeut sau la un medic, e vorba de a face un task la lucru de a schimba ceva în casă sau de a cumpăra ceva nou. Adică asta și este în natura umană, pentru că noi suntem distrași foarte mult de uh, videurile scurte, reels și toate chestiile astea, pentru că se face o explozie de dopamină instantă și ai o remunerare instantă că ții să -ți atragi atenția permanent cu ceva și tu nu te plictisești. Uh -huh. Dar unele task-uri sau unele chestii pot fi destul de uh, provocatoare sau pentru unii destul de frustrante să mergi la un specialist este ca să-i arăți spatele. Sau, adică oamenii sunt foarte diferiți. S-a întâmplat, nu știu, în experiența dumneavoastră cazuri unde omul s-a adresat la dumneavoastră și ulterior problema era în sine de alt ordin ca ulterior să-l trimiteți la un chirurg, Sigur? problema fiind mai complicată. Cu... Da, absolut. Am avut așa pacienți. Am avut persoane care au venit cu artroză de gradul 4 mm -hmm. și eu le-am spus că aici kinetoterapie poate să vă ajute numai la menținere și să vă, vă pregătească pentru intervenții, dar nu o să corectați articulația. Pentru că kinetoterapia ajută la artroza de gradul 1 și 2. Dacă e vorba de 3, 4, mai ales 4. Asta deja e distrusă parțial articulația. Asta deja este treaba chirurgului și în, mult, în multe cazuri aici se protezează, fie că este genunchi, fie este șoldul, chirurgul are rolul lui pe care nu putem să-l să înlocuim, absolut. Uh -huh, uh -huh. Vasile, iată vorbind așa ușuriel, lejer, în practică, pe mine la moment personal, omul cel care stă suficient timp la montaj, pe scaun și în general lucrul meu o mare parte este pe scaun, Iată, de aici, așa, înșit șor, înșit șor, șor, jos, până jos începe, nu când începe, deja mă doare de perioada de timp. Când mă întorc așa, pocnesc cu asle, când mă întorc așa, tot pocnesc cu asle, uh -huh. de mâini o tac și mâinile de la coate pocnesc cu asle. Ok, pe mine la momentul, la, la, momentul dat, deja îmi pocnesc cu asle, deja doare. Dacă eu o să lăs așa, cum să zici la noi în popor, dacă eu nu o să întreprind anumite măsuri, dacă eu nu -o, o să mă adresez, ce urmează? Ce riscuri? La ce riscuri sunt eu spus pe, pe probleme de sănătate și până la urmă, cu ce probleme de sănătate mă voi confrunta ceva mai aprofundat mai apoi? Hernie de disc, foarte des. Omul are nevoie de mișcare pentru că în timp ce omul se mișcă, la nivel de bursă sau lichid, se stimulează secreția de lichid sinovial. Asta e un lichid lubrifiant care protejează articulația de uzură. Asta înseamnă, okay. vorbind popular, să ung oasele. Uh -huh. Dacă nu, noi avem o ușă și ușa aia nu este unsă, ea scârțăie. Și începe să deterioreze. Avem metal pe metal contact. Atunci când omul nu are lichidul sinovial, nu are volumul de mișcare, nu are articulație integră, el începe, vorbind mai așa un proces de osteoartrită. Și începi articulația să degenereze sau să schimbe, să suferi. Și așa el trece la artroză de gradul 1, pe la artroză de gradul 2. Asta vorbim mai des de articulațiile mari. Dacă vorbim de coloană, asta e hernie, asta este faptul că degenerativ schimbă la remenie culoarea discului care e degenerat față de cele sănătoase. Și ideea e că omul de când trecut din patru pedii, pe mâini și pe picioare, au trecut în două membri, să fie vertical, cel mai mult au avut de suferit zona lombară. Uh -huh. Problema este că mulți oameni nu conștientizează că sănătatea zonei lombare nu depinde, în principiu, doar din mușchii din zona lombară, direct care sprind coloana. coloană. El depinde de bazin, de fiese, pentru că dacă fiesele sunt slabe și ele slăbesc dacă omul stă mult pe șezute, coloana nu are un suport bun atunci când stai pe șezute, Pentru că până la urmă coloana jos se articulează cu bazinul, articulațiile sacroiliace. Și în față, abdomenul. Și dacă mai combina asta cu o alimentație nesănătoasă, presul, abdomenul, nu se antrenează deloc sau chiar dacă omul merge la sală, el nu face presul pentru că e dureros, uh -huh. dar abdomenul în sine este un mușchei pentru sănătatea coloanei lombare. Și aici avem o neglijență care are efect cumulativ. Fix ca ni spălatul pe dinți. Îți ia două minute dimineața sau seara sau dacă îi speli de două ori pe zi, care dacă tu ani de zile nu o să faci, o să suporți consecințele. Dumneavoastră a redat cumva problema mea, cum se întâmplă treptat, bineînțeles, pe formă de, de medicină, dar ați redat cumva cum se întâmplă la mine. Bun, hai să mergem pe această notă mai departe. Dumneavoastră s-a relatat că diagnoza mea, vorbind pe medicină, ar fi hernia de disc. Ok. Mă adresez la Kinestart, la dumneavoastră, unde mă veți îndrepta? cu ce începem, de unde și până unde ajungem și Test cât asta o să dureze apropo. Ok, testare, se face testare, kinetoterapeutul ce face? El face examenul funcțional. Mm -hmm. Asta înseamnă el testează cum lucrează mușchii, cum lucrează articulațiile, traiectele nervoase dacă nu se comprimă și apropo diagnoza de hernie de disc nu se pune în baza testelor funcționale. Ea se pune în baza rezonanței magnetice și a tomografii computerizate. Niciun om pe lumea asta nu poate spune diagnoza asta pur și simplu la ochi. El poate să presupună, poate să indiferent de ce specialitate este, chiar dacă este medic. Asta este un test paraclinic, clinic, cum vreți așa îi spuneți, care doar el spune dacă omul are hernie sau nu. Uhum. Ce face kinetoterapeutul? El face teste funcționale Uh -huh. foarte similare cu ceea ce face ortopedul sau traumatologul și vede dacă la anumite poziții articulațiilor sau anumite poziții a corpului, la om apare durerea, se intensifică sau dispare. Și în de asta stabilește. Eu mă apuc să lucrez cu acest pacient sau îl direcționez la alt specialist. Uh -huh. Și alt specialist nu permanent poate fi doar neurologul, Asta poate fi fie și stomatologul, poate fi fie reumatologul, poate să fie ortopedul, poate să chiar și un psiholog uneori. Pentru că oamenii sunt individuali și asta, apropo, este și medicina oficială, deja din anii 1950 încoace, este așa principiul. Tratăm pacienți, nu tratăm boli. Uh -huh. Pentru că fiecare om are stilul lui de alimentație, are uh, stilul nu, lui, lui de viață. Și adică vine un pacient, îl doare, de exemplu încheietura mâinii, pune mâinile așa, da? Asta uh -huh. e test pentru sindromul de tunel carpian. că e destul de actual pentru cei care lucrează la calculator și îl stă așa 10-30 de secunde. Dacă la dânsul începi să degetele astea să doară sau să simte amorțeală, furnici, adică dacă e durere, chiar testul este pozitiv. Înseamnă că tunelul, sindromul de tunel e pozitiv. Înseamnă că la dânsul este suferă articulația radiocarpiană sau închietura mâinii. Și uh -huh. în dependență de cât de grav este și de reacția pacientului, eu decid, eu încep să fac exerciții, văd, dacă el face testul repetat, durerea este mai mică, eu pot să lucrez. Dacă durerea nu se schimbă, atunci eu pacientul trebuie să-l direcționez la un traumatolog pentru că acesta să-i prescrie tratament medicamentos pentru a controla procesul de inflamație. Pentru că inflamația este un proces de reparație. Și atunci eu pot să combin tratamentul de recuperare cu un lucrând cu un medic de specialitate. Vorbind aici de relația dintre kinetoterapeut și client, Iată, noi am redat, propriu-zis, imaginea asta când clientul se adresează la voi. Haideți ce mai aprofundat să vorbim despre a, pachetele voastre a, la KineStart. O vizită, bănuiesc, nu, nu dă nimic. Sau chiar două vizite. De. Ori. Ori, aici tot aici vreau să vă întreb. A, sunt cazuri unde... A, Clientul vine, se adresează, parc-parc pornește tratamentul, și la un moment dat îl telefonat și, da, eu nu vin, dă, eu cânt, da, eu nu am când, da, -ă, eu nu mai am bani, de ce nu? poate să există da, asta da, problema. Da. Ce faceți în acest caz? Pentru că ați pornit cumva procesul, dar. Cel mai amuzant asta este când omul vine la consultație sau vine după o sesiune și când îl sună colega. <laughs> El spune că lui i trecut și el nu mai trebuie să mai vin. <laughs> și adică asta, da, e amuzant, dar ideea e că măcar acești oameni sunt sinceri. Uh -huh. Dar sunt oameni care spun, îi vezi cum vin, cum ies pe ușă și după asta îi spun că nu s-a schimbat nimic. Adică sunt oameni care neglijează efectul sau uh -huh. pot să, fraza lor cheie este că nici o schimbare, nimic, absolut. Dar tu vezi că s-au schimbat, pentru că, da, într-adevăr, sunt oameni care nu reacționează. Cum au venit încovoiat așa și ies încovoiat pentru că au lăsat asta până când nu l-au adus problema la specialist. Și oamenii sunt diferiți. Mai este și momentul că sunt oameni ca, ca să fie bolnavi. Asta înseamnă multe beneficii secundare. Tarișnea tariș Asta în psihologie este de mult timp deja depistat și îmi pare rău că, că n-am găsit asta în cărțile medicale sau de kineto. Dar dacă sunt dezvoltați, asta cum se în practică. Ok, care sunt, ce-am eu de câștigat dacă eu sunt bolnav? Nu, oh, daviș na jalosti, cum să zici. O, așa. Așa, daviș na Și la noi se regăsesc din aștia care le convenabil Absolut, asta <laughs> nu e vorba de oameni, asta este în fiecare din noi odată și noi avem ADN-ul de om, la noi este chestiuța asta. Pur, pur și simplu se manifestă diferit. Cineva nu s-apucă de sală pentru că are beneficii secundare. Cineva nu s-a apucat de făcut școala auto pentru că are beneficii secundare. Mm -hmm. Cineva nu susține examenul la școala auto pentru că are beneficii secundare și acum să nu fiu înțeles greșit, asta subconștient noi avem. Noi nu le conștientizăm aceste beneficii secundare. De ce eu nu merg la școală auto? Pentru că nu o să am bani să-mi cumpăr un automobil și o să mă simt prost. Și prost în sens rău, mm -hmm. nu vorbim da, de intelect. Da, da. O să mă simt frustrat, incompetent. De ce eu nu merg la sală? Pentru că o să mă simt mai slab decât alții, mai incompetent. Și asta și problema, pentru că foarte mult uh, depinde de cine ne înconjoară. Pentru că dacă noi avem o gașcă de prieteni, care noi când încercăm ceva nou să facem? Fie mm -hmm. asta încercăm să deschidem o afacere, fie că încercăm să mergem la sală, fie că mergem la niște cursuri. Și ha tu te apucat de asta și încep să râdă pe baza asta. Și asta din păcate poți să fie și părinții, și frații, și surorile. Mm -hmm. Și avem alt grup de oameni care ok, bravo, daibataii, nu da. mer merge, mergi înainte, o să reușești. Și aici poți fi unul și același om, cu același tipaj psihologic. Dar iată, din motivul ăsta că vocile la cine mai tare se aud, iată așa și merge calea mai departe. Apropo că am pomenit chestia asta interesantă. Eu am intrat pe pagina voastră, kinestart.md și eu am găsit un șir de reguli ceea ce privește de a lege sau de a lucra sau nu a lucra cu clientul. Eu, bineînțeles că nu o să le dau citire acum, dar principalele din ele o să vă rog pe, pe dumneavoastră să ne spuneți și de ce, apropo, au fost setate aceste reguli. Aceste reguli au fost setate pentru a filtra un pic oamenii care nu, voi, nu vin să trapieze. Ei vin pentru a crea probleme, pentru a crea situații pentru de conflict. Fineia, probabil. Asta și este problema, pentru că mulți oameni nu vin din propria inițiativă, dar vin sub, sub presingul cuiva. Și asta tot este o problemă. Pentru că de obicei, acești oameni sau nu se prezintă la consultații sau nu se prezintă la sesiuni, pentru că nu este alegerea lui. El este impus să facă acest lucru. Uhum. Și asta nu este productiv, pentru că el acasă, eu și-am pe telefon uh, multe mesaje de genul, pentru că uneori părinții, pentru că acum nu prea lucrez cu adolescenți, înainte lucram mai frecvent, părinți sau direct, pentru că ei echit până la urmă serviciile. Eu așa și le spun, nu are sens să îi impuneți să vină, pentru că la sfârșit, ce se întâmplă? Neastră o să cereți de la mine rezultate, pentru că ați plătit bani. Exact eu cer de la adolescent, copil sau cu cine lucrez să facă acasă indicațiile, să facă exercițiile, să urmeze sfaturile. El nu le face pentru că el nu vrea. Și aici, sau părintele trebuie să aibă discuții, să fie într-o relație ecologică cu copilul, sau să ajungă să conștientizeze, sau nu știu, pentru că eu, de exemplu, așa nu pot lucra. De exemplu, asta, când omul vine și se vede pe dânsul, după comportament, nu este foarte greu, nu trebuie să fii psihiatru ca să-ți dai seama de acest lucru, Când omul vine și el nu vrea să lucreze. Și el după o lună vine... zice că eu nu sunt nici, eu n-am rezultate. Nici o lună, <laughs> pentru că noi lucrăm de obicei 2, 3, 4 săptămâni. La noi cel mai popular program este programul de 5 sesiuni. Și noi așa și de mm -hmm. obicei le spunem pacienților. Trebuie să stilul de viață. Noi putem să vă ajutăm să vă încărcăm bateriile în... că ați venit cu dureri, cu anumite slăbiciuni musculare. Da, noi facem toate aceste proceduri. Vă aducem la o stare optimă. Dar ca să păstrați această stare optimă, trebuie să schimbați un pic și stilul de viață. Ok. Uh, ca dumneavoastră ați spominit despre de copii. Eu știu că dacă o să vă întreb acum cine mai des sau cine mai mult ar trebui să se adreseze la un kinetoterapeut, copii sau bărbații, o să spuneți că în ambele părți ar trebui să se adreseze, dar totuși, primordial este pentru copii sau pentru totuși părinți adulți? Asta e fix ca și în stomatologie sau în medicina generală. Dacă simți, că trebuie toți. să se Da, adică sunt anumite probleme în care sunt în zona de risc cum ar fi scolioza, și adolescenții sunt mm. anumite probleme în care sunt în zona de risc, femeile, asta fie că este menopauza, fie este perioada după naștere, multe femei nu se recuperează după naștere și peste ani se încep problemele cu spatele, dacă nu mai devreme. Fie asta sunt bărbații care lucrează fizic cum la noi este obișnuit că foarte mulți bărbați au lucrat la construcții, pe și vin cu niște mușchi betonați, practic. Și adică aici pentru toți, asta și este cheia că abordarea să fie individuală. Este, apropo, ca să nu-mi scape aici o chestie, eu astăzi am citit-o. Iată tinerile mamei, da? atunci când până la un an, un an jumate, doi duc copilul în brațe cu chestia asta de cureasă, zici, sau cum care pui copilul și pe umeri Cângurul? Nu știu, în fine deci, propriu zis, când tinerile mame duc copilul în brațe și au suportul ăsta pentru copil ca ulterior să nu-l țină în permanență în mâini Aici neapărat ar trebui să se adreseze la un kinetoterapeut, pentru că am citit că creează foarte multe probleme de sănătate mai apoi deja. Da, absolut. Pentru că tânăra mamă, lăuză sau femeie care alăptează, ea deja are postura schimbată după sarcină, pentru că se schimbă cum este distribuit centru de greutate, abdomenul e slab, lordoza lombară e mărit, adică ea practic deja stă așa. Și dacă mai ține și copilul și după naștere în față, uh -huh. coloana ei nu se recuperează așa de repede. Aici ar fi soluția ca să nu fie atât de mult solicitată zona lombară, pentru că ești așa suferă aceste 9 luni de zile, modificări mai ales în trimestru 2 și 3. Deci nu este o soluție propriu de a purta copilul? Absolut. Că... În brațe sau fi că este dispozitiv special ăsta, îți... dacă să și noi bărbați să luăm o greutate care e suplimentară, și să o punem anume în față uh -huh, uh -huh. și să o ducem. Adică, vrem sau nu vrem, o să avem o solicitare mai mare pe coloană și pe mușchi. Vorbim despre o latură sau sublatură aparte de kinetoterapie, masajul corporal. Iată, eu aici vreau să vă întreb pe dumneavoastră o primă întrebare. În ce cazuri masajul corporal ar putea contribui la un program de kinetoterapie? În cazul în care vorbim despre o problemă Practic masajul este un instrument pe care îl folosește kinetoterapeutul destul de des uh -huh. pentru că lucrând manual, asta presupune că pacientul este relaxat, putem produce anumite efecte fiziologice locale. Asta înseamnă să creștem circulația sângelui în mușchiul ținte. Uh -huh. Asta înseamnă să eliminăm toxinele mai ușor, adică să facem elemente de drenaj pentru a scoate toxinele pentru că uh, sunt toxinii care nu pot să le scoate direct sistemul circulator prin capilar și ele sunt scoase de către sistemul limfatic. Sunt momente în care sunt puncte trigger sau noduli musculari. De obicei asta se face printr-o formă de terapie manuală în care se presează pe punct, el o parte din mușcă rămâne în contracție și e ca un nodul, ca un minci, ca un grăuncior. Mm -hmm. Și atât Tehnicele manuale combinate cu masajul ne permite ca noi mușchiului să îi creăm condiții ca el să poată să facă lucru. Uh -huh. Având același sportiv, o să fie mai eficient atunci când o să fie adăugat masajul, decât că o să fii purkinietă, recuperarea lui. Deci, masajul vine mai mult în susținere. Da, și în vine ca un instrument bun de susținere pentru că. Circulația sângelui, zona cea mai îndepărtată de inimă, asta sunt tălpele, uh -huh, picioarele, uh -huh. gambele, dacă vrem să le spunem. Atunci când noi facem masaj, mai ales cu drenaj în această zonă, noi scoatem o anumită parte de lucru a inimii, adică ajutăm sistemul circulator uh -huh. să transporte mai ușor de la periferie la centru. Și asta face ca perioada de recuperare a pacientului să fie mai scurtă ca să scadă intensitatea durerii, dar iarăși depinde ce fel de masaj. Și să ajutăm ca mușchiul să fie mai flexibil, pentru că una din caracteristicile de baza a mușchiului este flexibilitatea, elasticitatea, contractilitatea, adică capacitățile lui de lucru, pentru că un mușchi este sănătos atunci când el poate să fie și în poziția scurtă, și în poziția alungită, adică de stretching, și el să poată să facă efort. Și atunci când noi vedem că oamenii au crampi sau au uh, spazmi musculare în instante, asta e o problemă. Totodată poate să fie și biochimic, și mecanic, și kineziologic. Pentru că uh, biochimic, pe faptul că lui nu ajung anumite elemente, uh, biomecanic sau kineziologic, pentru că anumiți mușchi lucrează pentru alții. Mm -hmm. Și automat resursele se epuizează mai repede. Vasile, eu când am intrat mai aprofundat în ce de masajul corporal în informație, eu am identificat cel puțin, eu mi-aduc aminte doar două tipuri de, de, masaj corporal până la filmarea acestei ediții de podcast. Este vorba despre masajul terapeutic și masajul de relaxare. Eta vorbind de un sportiv, în opinia dumneavoastră, bine, eu cred că caz la caz, dar este recomandat mai mult masajul terapeutic sau de relaxare, totuși până la urmă, dacă e să le explicăm celor care ne privesc, care este dintre aceste două diferențe? Masajul de relaxare presupune faptul că noi o să încercăm să ne focusăm pe aici și acum, să nu să Inducem pacientului sau persoanei, clientului, o stare de relaxare instantă. Asta înseamnă niște lumânări cu aromaterapie, asta înseamnă niște muzică relaxantă, asta înseamnă manevre linii, ginga și netezirii, frământare ușoară. Dar dacă noi vorbim de un masaj terapeutic, noi gândim deja pe termen lung pacientul o să suporte durerea prelucrării mușchiului care îi face crampe. acum o să suporte durerea ca acest mușchi să se relaxeze, ca mușchiul să se poată recupera și relua lucrului funcțional. Și aici vorbim despre obiective de scurtă durată și obiective de lungă durată. Și atât masajul de relaxare este vorba despre primesc plăcere aici și acum, masajul terapeutic. Asta vorbim despre faptul că eu vreau să mă recuperez. Eu vreau să-mi cresc performanța. Eu nu vreau să am dureri peste câteva zile sau la următoarele antrenamente. Dar acum eu suport disconfortul, durerea, amorțeala, furnicile mm -hmm. și așa mai mm -hmm. departe. Senzația de furnicător. Dar ok, bun. Noi am trecut deci... Uh cursul de masaj terapeutic, am soluționat problema, bănuiesc cu o altă etapă ar fi, dacă este vorbim despre menținere, masajul de relaxare. Ar trebui să te adresezi până la urmă la, sau după o anumită perioadă. După ce ai trecut un curs de masaj terapeutic, de ce nu, poate mi-ai trecut și la câteva ore de masaj de relaxare? După cât timp tu ar trebui să te adresezi la un kinetoterapeut pentru a trece din nou un curs sau de ce nu o sesiune de, de masaj? Ok. Îmi place exemplu cu automobil și o să-l folosesc, și aici. Ok. Avem un automobil care ne ducem cu el la serviciu, poate la părinți, la nord, la sud, poate uneori pe stihotare, pe o distanță scurtă. Mm -hmm. Și avem un automobil care lucrează pe taxi sau pe curierat. Okay. Automat, de servirea tehnică, nu o să fie una așa aceeași. Adică un om care are un mod echilibrat. Lucrează acele șapte-opt ore la serviciu. Uh -huh. Nu faci greșeli în timpul antrenamentului sportiv. Totul este echilibrat, poate să fac 5 sesiuni pe an sau 5 sesiuni la jumătate de an și când el simte nevoie, o dată pe lună, o dată la două luni, mă rog, oamenii sunt foarte diferiți. El poate să ducă lejer la kinetoterapeut să facă profilaxie. Uh -huh. Și acum vorbim de cineva care lucrează câte 10-12 ore pe zi, la care are anumite responsabilități mai mari, care strânge din dinți, care are probleme cu alimentația, care are dureri. Și at persoana asta, eu am avut și pacienți care veneau o dată pe săptămână, dar am avut și pacienți care veneau de două ori pe săptămână. Mm -hmm. Pentru că era vorba de nivelul de stres, era o persoană care era un manager de rang înalt. Și automat, orele de lucru, asta înseamnă o uzură. La fel cum la automobil, kilometrajul strânge și da, trebuie da. schimbi uleiul după da. X kilometri. Feltul Așa și aici, uzezi corpul, obosești, te stresezi. Tot, la cât de tare tu faci acest lucru, respectiv atât de des trebuie să vii la kineto. Haideți să trecem ușurel să vorbim despre afacerea pe care dumneavoastră ați fondat-o. Noi vorbim despre clinica Kinestart și aici o să începem probabil mai întâi să vorbim despre studiile pe care dumneavoastră le-ați făcut în acest domeniu. Noi vorbim despre Facultatea de Kinetoterapie, Universitatea Sportivă din Republica Moldova. Uf, eu am aici mai multe întrebări legate de facultate, dată și mai ales de Universitatea de Sport. Eu nu știu dacă a fost comasată sau nu a fost comasată. Nu, facultatea la moment nu este închisă, ea funcționează, s-a comasat, Universitatea s-a transformat în IEF sau. Institutul de Educație Fizică și Sport. Este încă în proces de fuzionare cu Universitatea de Stat. Recent s-a deschis un centru de recuperare, adică pentru kinetoterapeut studenți, pentru că fluxul de studenți este destul de mare, chiar după ce s-a schimbat administrația uh -huh. și la moment funcționează departamentul sau catedra de kinetoterapie, și acolo au fost schimbări, pentru că eu am fost lector okay. înainte de asta, am fost asistent la catedra de kinetoterapie, pe urmă departamentul de kinetoterapie și medicină sportivă. Uh, ideea este următoarea. Uh, la moment este statut de institut, dar mm -hmm. programul de studii există. Și Universitatea de Stat cred că nu are interesul atâta timp cât este solicitat să închidă facultatea. Și cei care o să absolvească deja de la anul sau poate mai târziu, deja o să fie alte diplome sau cu alte denumiri mm -hmm. de instituții superioare. Dar pe lângă ceea ce face Universitatea de Sport, anume Decanul, care este și fondatorul, domnul Racu Serghei, a lucrat foarte mult pentru ca noi, să, absolvenții, studenții, să avem multe oportunități. Spre exemplu, eu, după ce am absolvit, am făcut master program românesc din Iași. Adică okay. veneau lectori de la Iași, de la Universitatea din Cuza, ca eu ulterior am diplomă de master în kinetoterapie și traumatologie sportivă, studiind aici la noi acasă în Republica Moldova. Și acum este și program de licență, adică tu făcând studiile la Universitatea, mă rog, Institutul de Educație Fizică și Sport la Educație la kinetoterapie, tu poți să ai două diplome la final. Uh -huh, adică uh -huh. tu poți să combini studiile la licență de la universitate sau la facultatea noastră cu studiile de, din programul de extensiune a Chișinău de la CUZA. Și asta este o oportunitate foarte bună pentru că tu ești cu, absolvești cu o diplomă din România. Uite, eu, eu vreau tot aici să vă întreb legat de universitate. Această facultate, acest, acest, domeniu până la urmă de activitate, el se studiază și la Universitatea de Medicină, da. Da, din cred că doi sau trei ani în urmă această specialitate se admit studenți, este programul activ, unde se formează, încă nu este nicio generație sau nici nu avem încă okay. nici un absolvent acestui uh -huh. program, dar cred că acum sunt anul 3, îmi pare mi prima generație care urmează să absolvească. Bănuiesc că este la fel tot ce se studiază acolo, e egal cu ceea ce ați studiat dumneavoastră. De deci, ce, apropo, vă întreb aici? Pentru că acolo este Universitate de Medicină, aici este Universitate Sportivă. Ideea este următoarea. În, în România, uh -huh. studiile atât la Universitățile de Sport cât și la Medicină, asta este un fenomen normal de mult timp. La noi deja este ceva mai nou, pentru că prima a fost deschisă facultate la Universitatea de Sport, pe urmă a apărut la STERI uh -huh. această specialitate uh -huh. și acum, mai recent, o a apărut și la Universitatea de Medicină. Este întrebat, bănuiesc de asta Destul și de întrebat. se gândesc. Bine, noi o să încercăm, cum am și menționat, să vorbim despre acest domeniu ca formă de afacere, dar vorbind aici de studii, Uh, cum ați ajuns, dumneavoastră, la facultatea de kinetoterapie? De unde pornește drumul dumneavoastră, egal cu dorința de a face această facultate? Este, sunt cumva mai mulți factori. Asta este sora mea mai mare care a avut în anii 90 nevoie de kinetoterapie, nu de intervenții, pentru că intervenția cumva a imobilizat un loc ea să păstreze mișcarea. E vorba de poliartrită, reumatoidă juvenilă cronică. A fost un conflict sau o problemă de diagnostic a celor care s-au apucat de operații și respectiv avem ce avem, pentru că trăim într-o societate în care oamenii medicii noștri pleacă din țară activ din anii 90, din măsura oportunităților și salariilor pe care s-au primit în Republica Moldova după 6-10 ani de studii. Este adevărat, apropo, medicii noștri sunt unii dintre cei mai buni din lume? În lună în considerare și factorul ăsta că totuși pleacă, oamenii pleacă și medicii. Da, problema sau durerea mai mare este că ei nu pot practica, nu pot face profesia din cauza că diploma nu este recunoscută complet. Adică, ajungând în SUA sau în Canada, ei pot să lucreze în calitate de asistent medical, dar nu de medic, pentru că așa este ierarhia. Ca ei diploma să fie acreditată, ei trebuie să treacă anumite teste. Și testele celea, cred că unele dintre cele mai grele teste din lume, ca și examenii, ca tu să acreditezi internațional că ești medic. Deci dorința dumneavoastră de a porni spre facultate de kinetoterapie vine ca exemplu din necesitatea, propriu pe care a avut-o la timpul cuvenit sora și nu i s-a oferit această calitate. Da, aici cumva era orientarea asta spre a ajuta oamenii, spre a îmbunătăți stare sau a oferi șanse pentru că Inițial mă gândeam și eu la medicina generală, dar am un exemplu destul de trist în care, din măsura posibilităților și circumstanților, verșorul meu, fiind chirurg, traumatolog, a fost nevoit să emigreze cu familia lui în Canada, din măsura oportunităților pe care le oferea Republica Moldova câți ani în urmă? Peste 15 ani, cred că. Salariu mic, tehnică zero. La noi să zicem tot în 2024 avem probleme cu dezvoltarea în acest sens, că ne depășesc până la urmă și cele mai apropiate state în cei și de aparatajul în spitale. Drumul dumneavoastră de a funda o afacere vine încă de pe băncile facultății. Cum a pornit această dorință dacă este egal cu necesitate? În sine, formarea ca specialist sau alegerea acestei specialități, da, vine dintr-o necesitate, dintr-o problemă nerezolvată, dintr-o criză sau lipsă de specialiști, pentru că atunci erau doar câțiva voluntari din SUA uh -huh. în spitalele noastre. Avem noroc de așa voluntariat, pentru că până la urmă chiar și transformarea sistemului medical la noi în Republica Moldova a durat. Până în anii 2000-2002, medicii, neurologi, neuropatologi, neurochirurgii nu permiteau kinetoterapeuților care chiar au absolvit în România programul de kinetoterapie să se apropie de pacient, motivând că trebuie să rabdi o lună, două, trei, dar la pacienții cu accident vascular cerebral sau insult în popor, uh -huh. asta este fereastra terapeutică. Adică aici este momentul ca să înveți omul să prins cât sistemul nervos este deschis încă este flexibil ca să, uh, pentru că dacă omul se învață să meargă greșit, uh -huh. el dezvoltă scolioză sau pierde o parte din avantajul de a se învăța din nou a merge. Și aici am avut noroc și de o parte din medicii din Republica Moldova, care au fost dischiși uh -huh. să privească, pentru că până la urmă asta e o schimbare în toată lumea medicală să privească altfel, pentru că ceea ce au învățat ei la facultate era o săptămână, poate cum se învață după anul 3, moduli și era de fiscultura. Adică cam asta au învățat medicii până în anii 90-2000 despre ce ține de recuperare. Fondarea afacerii vine de pe băncile facultății? Ca, ca structură, uh, ca gând, ca idee? De ce nu? A fost mai mult după nu a fost direct din băncile universității, a fost după ce am absolvit. Eu am absolvit în 2018. Am, practic, am început -o mai devreme, dar cabinetul, sau ca să lucrez individual, a început din 2021. Mm. Eu citeam pe pagina dumneavoastră 9 ani de experiență. Ok. Da. 2024 minus 2018 asta ar însemna că, că dumneavoastră... Eu din anul 2 de facultate am început să fiu practician. Să lucrez cu ceea ce puteam. Masaj... Am început cu masajul. Se permite în așa cazuri de activitate? Masaj, asistent, da, păi sigur, pentru că masajul se permite să faci și la persoanele care fac o lună cursuri de masaj. Mm -hmm. Asta și este începutul la mulți kinetoterapeuți, anume masajul. Apoi, în calitate de asistent, voluntariat, apoi iarăși, e un parcurs destul de lung, dar asta e când ești pe băncile facultății, începi cu masajul, pentru că asta este ceea ce e, pentru kinetoterapia e un grad de responsabilitate altul și chiar dacă te duci la voluntariat sau ești stagiar la practică, în anii de academici, kinetoterapeuții care deja sunt acolo, seniori sau care răspund de practica ta, uh -huh. încă nu este decis că ei o să-ți permită să înveți tu pacientul să, înve să meargă de tunc. Trebuie să demonstrezi că tu ești apt și tu poți să ai grijă de pacient. Eu prima dată stau de vorbă cu un kinetoterapeut și aici, mai ales în cazul de dumneavoastră, fondând, făcând din din dorința asta de de a face studii și o meserie și mai ales o afacere. Afacerea în sine, lansarea acestei a fost greu și cu ce dificultăți v-ați confruntat atunci când ați început? A fost -a, activați? a fost destul de greu. Asta mai mult din necunoașterea, lipsa de informații, lipsa de experiență de gestionare a unei afaceri iarăși au fost nevoie de careva investiții, de aparat, de fizioterapie. Da, ce investiții este care vorba acolo. Am fost nevoit să împrumut bani, ca ulterior de la ură ca să întorc banii ăștia. Au fost multe, multi provocări. A fost chiar după COVID, covid încă nu s-a încheiat mm -hmm. atunci. Și până la urmă, Asta e, asta e drumul. Pentru că antreprenoriatul în sine sau să gestionezi tu afaceri sau întreprinderii, asta e un skill set diferit. Asta nu se învață la facultatea de kinetoterapie. Uh -huh. Asta înseamnă multe alte chestii, să știi un pic de drept. Să știi un pic de uh, regulament fiscal, să știi un pic de uh, marketing, de publicitate, de relația cu clienții, multe, de cum să te promovezi pe rețelele de socializare, uh, cum să construiești relații din credere cu clienții vechi sau cu pacienții. Adică sunt multe aspecte care, până la urmă, trebuie să le înveți, trebuie să le asimilezi. Mai este și o altă problemă legată aici de gestionarea unei afaceri, și asta ne spun antreprenorii, oamenii care au făcut o afacere aici la noi în studio. Este vorba despre echipă, despre oameni, că la noi în multe domenii sau de ce nu chiar în toate, oamenii deja au plecat și nu se regăsesc specialiști. Este o problemă și în cazul dumneavoastră? Absolut este o problemă. Nu vorbim aici de numărul de diplome, dar vorbim despre mentalitatea unor oameni. Care mm -hmm. e actuală pentru, cred că, orice altă profesie. Pentru că știți fenomenul de media celor cinci. Mm -hmm. Tu ești media celor cinci care te înconjoară. Sau mărul într-o lădiță, ce se întâmplă în timp. Plus la asta sunt... Este un medic psihiatru sau... cu siguranță medic okay. generalist. A fost la un podcast de sănătate și ea povestea, mult, pentru că oamenii nu prea iubesc să citească articole, o să vorbesc din resurse, uh -huh, uh -huh. și ea spune că în oamenii, într-un colectiv în care cineva divorțează, este un anumit procent că cineva o să divorțeze Adică riscul de a divorța sau de a avea aceleași probleme, de fumat sau de alcoolism sau de invers, de performanță, de creștere, foarte mult depinde de mediul în care se formează. Și iată, în echipă, dacă este un om care este toxic, atunci suferă toată echipa. Asta, da. Și adică sunt studii, sunt momente în care Oamenii mărturisesc că sunt și faptul că administrarea echipei, directorul, managerul, eu știu cine e acolo, pe inelul ăsta de autoritate, el ignoră, atunci performanța echipei, dacă vorbim de termenii, în termenii dați, scade, pentru că tu ai, nu cred că ai vrea să te duci la lucru undeva unde de tine să râd sau e bullying emoțional sau e agresie pasivă permanent sau atacuri personale sau frază pe Și indiferent de ce salariu ai avea acolo, tu te simți prost și vacanțele nu o să te ajute. Vorbind despre clinica Kinestart, haideți să vorbim despre catalogul vostru de, de servicii. Până ajunge la ușa dumneavoastră ca să bată un eventual client, ce facilități uh, îl așteaptă acolo? Cred că una din. Uh, principiile noastre este sinceritatea. Ok. Pentru că. Asta e pe gratis. Ok, să începem. <laughs> da, sinceritatea. Noi suntem destul de sinceri. Ne încercăm să comunicăm. Să spunem omului că el, de exemplu, vine o persoană uhum. și el strânge din dinți. Adică el vine cu dureri de gât, îi amorțească mâinile, îl doare capul și el strânge din dinți. Și el are unul, doi dinți lipsă. Și deci noi spunem, uite, noi putem să scoatem durerea, putem să scoatem amorțeala, putem să rezolvăm problema. Dar peste două-trei luni, la tine această problemă o să se întoarcă. Și până când noi să schimbi, sau nu o să pui implanturi, sau nu o să pui o gutieră ceva, dacă, mă rog, n-ai, nu știu, implanturile sau îți refuză sistemul imun implanturile, rezultatul o să fie dorat. Ceea ce putem face noi dacă tu refuzi să lucrezi cu cauza problemei, asta este ca să o la un anumit nivel, să nu-i dai voie să treacă peste anumite limite. Ce ține de servicii, adică serviciile de kinetoterapie, asta înseamnă recuperare post-traumatică după diferite accidentări sportive sau din viața cotidiană. Accident rutiere? Da, accident rutiere acum nu prea lucrăm pentru că avem... Nevoie de amenajare separată, uh -huh. adică asta înseamnă cadru, cadre de mers, asta înseamnă paralele, asta înseamnă multe chestii, măsurare, monitorizare tensiunii arteriale, nivelul de saturație de oxigen, pentru că persoanele date suportă efort fizic destul de specific. Avem nevoie de măsurarea tensiunii, adică pacientul care se recuperează, el nu degeaba, kinetoterapeutul se ocupă de asta cu studii superioare și cu pregătiri mm -hmm. pentru că el poate efortul fizic să-i facă mai rău și aici kinetoterapeutul și trebuie să știe cum să dozeze omul, că el nu deodată îl ridicăm, el a stat întins câteva zile și noi îl ridicăm în picioare și haia leargă. Okay. Noi mai întâi începem pe șezutii apoi câte un pic în picioare, aha, cât e saturația de oxigen, nu cade sub 90, ok, cum e tensiunea cum e pulsul și asta și înseamnă. Doar că asta e vorba de recuperarea neurologică, pentru că accidentele rutiere, asta e combinarea dintre traumatologie și neurologie. Că se traumează măduva spinării, cu tot cu afectarea coloanei sau alte momente. În fine, asta sunt cazurile mai grave. De obicei, fluxul esențial ăsta sunt oameni cu dureri de spate, dureri de gât, dureri de umeri, de genunchi, de talpă, amorțeală, slăbiciuni, uneori și dureri de cap. Și aici deja noi folosim terapia manuală, pentru că terapia manuală este foarte diferit, foarte vastă. Masajul, fizioterapia, adică curentul electric, și diferite terapii alternative, cu instrumente, cu ventoze, cu mobilizări, adică aici totul este orientat pentru pacient. Pentru că noi putem să avem doi pacienți ambii cu dureri de spate, dar cei ce lucrează la unul nu lucrează la al doilea. Mie mi-a plăcut, apropo, faza asta pe care dumneavoastră ați spus-o cu sinceritate. Adică, voi nu ați trebuit propriu zis să-i ziceți omului, iată catalogul de servicii, dar voi sunteți cei care, dacă o vedeți din start, din primele secunde, problema e, păi ziceți-ți bun, iată, tu ai să ai întrebări dacă noi să mergi să soluționezi chestia asta. Da, este un moment pentru că noi avem obiceiul să filmăm recenzii video. Okay. a pacienților, mă rog, și mai le postăm pe pagină, desigur, dacă pacientul e de acord să filmeze, uh -huh, uh -huh. noi postăm, facem public și aici intervin oamenii sceptici care mă rog, au experiențe negative, nu știu de care. Uh -huh. deci și, și, și încep să spun... De? Eu am crezut că numai blogerii și bloggerii... Nu, no, no, păi oamenii sunt peste tot. Ok. Uh, și încep că uh, cât ți-o plătit fetițo ca să spui asta sau cât vă plătit să spui minciuni și iată chestii de astea. Și adică chestia de comentarii negativi sau rețelele de socializare asta e plin. Pentru că oamenii nu, nu se gândesc la responsabilitate, la ce aport aduc el. Și mă rog, adică colegii mei sau alții care văd, eu le mai șterg, le mai... pentru că nu e ok. Adică chiar și omul care stă în uh -huh. fața camerei și spune. Adică... Și aici eu pun întrebarea așa. Dacă eu aș minți pacientul, omul sau celălalt, sau aș povesti povești cu zmei că eu aș tratez artroza de gradul 4, Oare omul cel, peste o perioadă de timp, n-a să afle adevărul? dacă este o anumită realitate. Pentru că, indiferent, o să treacă timpul, timpul o să arate. Am fost sincer sau n-am fost sincer cu exact, omul da. Și asta e, pentru că recenzii video nu este una, două, nu sunt plătite, mai ales că asta este voința pacientului. Sunt peste 200 de recenzii pe Google, de 5 stele, care la fel sunt oameni reali, pentru că care-i sensul eu să creez aceste recenzii false, dacă nivelul meu de performanță nu este. Asta e mm -hmm. cum eu mă aș pe mine. Până la urmă tot eu as sufer, Împreună cu acel pe care l-am amăget. Și o să mă confrunt cu realitatea dură. Compartimentul bani, uh, pentru mine deja după ce și-ați spus dumneavoastră legat de hate, se disparte în câteva ramuri. Dar din experiența voastră, dacă o aveți o astfel de experiență, există cazuri unde omul s-a adresat tot bine, a soluționat problema, omul s-a vindecat tot super și la un moment dat și voi știți că problema a fost înlăturată, omul se simte foarte ok, eu zic, băieți, mi ați ceva, nu mi-a plăcut, eu, ou, wow, ca asta nu consider că trebuie să vă plătesc. Sau totuși voi aveți alte modalități de plată unde vrei, nu vrei, nu ajungeți în situații de genul ca omul să nu ajungă, să, nu, să vi să achite ceea ce voi meritați ca cost, ca preț. Am avut așa, timp de 3 ani am avut așa două cazuri un legați lucrat la întrebarea asta, dacă ziceți cât timp de trei ani ați avut. Două cazuri au fost. Okay. Dar aici e vorba pur de responsabilitatea omului și ecologia lui. Am avut un fotbalist din Divizia Națională, cărui nume n să-i dau, uh -huh. care a fost la sesiune și a motivat faptul că are dolari și nu are lei și o să achite data viitoare. Nici în ziua de azi nu a achitat sesiunea. Și l-a ajutat, pentru că el mi-a scris pe urmă că eu trecut durere, adică eu înțeleg că nu te ajută când te-am supărat cu ceva sau el îmi scrie mesaje super, mulțumesc mult, mă simt foarte bine. Și un caz în care, mă rog, oamenii vin în diferite stări. Și hai să zicem că în compartimentul ăsta eu n-aș fi de acord cu stoicii, pentru că stoicii spun, chiar și același Marcus Aurelius spune că Indiferent de cât de urât n-ar fi experiența ta de viață, asta încă nu te motivează sau nu te, uh, cum spune, să spune, apravdăvăți, să-ți justifici da, da. caracterul sau transformarea ta psihologică sau pașii pe care îi faci. Nu sunt de acord pentru că literatura contemporană, studiile criminalistica arată faptul că, oamenii se schimbă în dependență de cum interpretează ceea ce se întâmplă cu dânșii și nu permanent se întâmplă lucruri frumoase. Și atunci acești oameni au un trigger sau un de asta, un stimul emoțional uh -huh. și ei pur și simplu caută să se răzbune pe cineva sau să-și trăiască așa reacția. Dar asta sunt doi oameni din cât, din Mulți, mulți, de mulți, mulți oameni și mm -hmm. din trei ani care au comportat așa. Asta este statistica. Cu cât mai mare este numărul de pacienți, cu atât o să fie și statistica diferită. Până la urmă nu poți să-i mulțumești pe toți. Nu ești o bancnotă de 100 de dolari să le placi la toți. Eu nu știu dacă este corect să vorbim despre cifre, despre costuri, despre preț, dar totuși, haideți să luăm aceeași situație clasică, omul s adresat, prețul, voi îl puneți în dependență de ceea ce urmează să-i spuneți omului că iată, asta e problema, e că își trebuie așa de soluționat, altul e puteți să-i spuneți caz la caz că e ca așa și dacă da, de la cât până la cât poate să ajungă un curs de kinetoterapie sau un curs de masaj relaxant, terapeutic, în toate cazurile date. De obicei, noi Folosim mai multe proceduri într-o singură sesiune, adică în sesiuni este inclus okay. și exercițiile ca pacientul să le fac ca să le instructăm să le facă corect acasă. Este inclus și fizioterapia și terapia manuală cu masaj. Adică noi facem în complex și în dependență de ce are pacientul mai mult nevoie, asta și ne bazăm. Ce ține de preț? Prețul diferă de specialist. Adică eu și colegii mei avem. Prețuri diferite, pentru că am avut specializări destul de costisitoare, uh -huh. care, mă rog. A, ok, independență de nivelul pe care tu l-ai ca specialist. Ca specialist. Okay. Dar, independență de gravitatea pacientului, asta este strict de numărul de ședințe. Uh -huh. Pentru că cineva are nevoie de 5 ședințe, cineva are 10, cineva vine odată pe săptămână iarăș, iar prețul individual. se pune o per ședință sau pe toate. Prețul se pune per ședință și sunt careva pachete de cu reducere. Adică dacă pacientul achită pe 5, are reducere și respectiv cel mai asta e comod pentru pacient, pentru că el își asumă responsabilitatea că el o să vină până la urmă, nu după prima două ședință, că se simte mai bine, mm -hmm. pleacă. Și pentru specialist, și siguranța că el o să poată lucra cu acest om. Mm -hmm. Noi putem să vorbim de cifre la ora actuală, curentă? Vorbim despre prețurile serviciilor. Ok, vedere. da. Este consultația plus sesiunea, asta este la colegii mei, 350 de lei. Mm -hmm. Asta e 20-30 de minute în care se face testarea, diagnostica, se selectează care va exerciții, se face terapie manuală, pentru ca omul să să vedem, este pacientul nostru sau este pacientul altcuiva. Și dacă omul se ridică de pe banchete și el spune că se simte mai bine sau simte efect, noi zicem, ok, înseamnă că putem lucra, înseamnă că ceea ce facem noi, it fits you, adică te, te ajută, îți dă efect. Dar dacă pacientul spune că nu, eu nu simt nicio schimbare, pentru că sunt oameni care, indiferent ce noi facem, el o spune că nu simte nicio diferență, asta e vorba despre, deja ai nevoie de dus la psiholog. Dar nu este despre toți, iarăși. Nu e pentru toți, pentru că sunt oameni care sunt foarte dezamăgiți care generalizează. Și adică noi ne străduim ca să, ca să le spunem acestor oameni. Chiar n-ați simțit pentru că ei vin și spun că ați, am fost la X, am fost la Y și n-am simțit niciun efect. Și noi mm -hmm. întrebăm chiar n-ați simțit niciun efect? Pentru că dacă ați spus, spuneți asta despre alți specialiști, cu siguranță este riscul sau este procentajul probabilitatea mm -hmm. că o spuneți fix așa despre noi. Eu aici nu, nu, nu înțeleg o chestie. Deci, uh, dumneavoastră uh, vindecați uh, un, hai să zicem așa, pacientul într-un caz anumit, da? Problema s-a soluționat, și omul zice că eu nu sunt nimic, uh, nu s-a întâmplat nimic, și dumneavoastră ziceți că el are nevoie de un psiholog, ca psihologul să-i spună ce până la urmă? Să prelucreze trauma. Adică, propriu zis, omul nu conștientizează faptul că el s-a tratat psihologic sau cum se întâmplă chestiile astea? Nu vrea să recunosc. Da, problema în sine a fost rezolvată? Nu a fost rezolvat până la urmă, pentru că omul are încă disfuncții psihologice. Ok, dar propriu zis, problema legată de... Hai să zicem așa, omul suferă de o hernie de disc. Problema a fost soluționată. El propriu-zis nu vrea să recunoască că el, el nu înțelege cum a fost soluționată sau totuși... Aici hai să concretizăm un pic, pentru că hernia de disc ea nu se soluționează în 5 sesiuni. Uh -huh. Și asta și încercăm noi, pacienților, să le spunem. Pentru că avem cazuri în care omul vine că am fost la cineva și mi-a spus că eu am nevoie de 40 de ședințe și încă o să mă doară și o să... Și noi spunem așa, uitați-vă, noi facem 5 ședințe, vă scădem din durere, ca să ajungeți la starea aceea ca dumneavoastră să puteți să faceți de sine acasă exercițiile. Asta este cheia. Pentru că hernia de dis, modificarea aceea de structură care se produce la coloană, ea nu trece în două săptămâni. Uh -huh. Ea se ameliorează, se deblochează mișcarea, omul scade durerea chiar și poate să dispare. Dar noi nu suntem chirurgi. Noi nu schimbăm structura așa. Noi pornim procesul în care pacientul își reechilibrează aparatul locomotor sau corpul și el, independent de el, da, noi putem să-i spunem următoarele 3-4 luni, ești clientul nostru fidel, vine de două ori pe săptămână și tot o să fie bine. Da, dar suntem un pic și realiști, pentru că asta sunt anumite cheltuieli care trebuie acoperite lunar. Uh -huh. Și ca să găsim o soluție optimală în care pacientul să aibă un anumit timp în care reușești să învați cum să fac corect aceste exerciții, ce obiceiuri trebuie să schimbi, cum se alimentează, face el întinderi după sport sau nu. Aceste 5 sesiuni, adică e un număr ok, bun, adecvat, care în practică a demonstrat că este suficient pentru ca omul să-și schimbe viziunea asupra problemei și mai departe să-și schimbe obiceiurile. Și deja dacă el face peste jumătate de sau un an de zile rezonanță repetată, Acolo poate fi mai mic hernie sau protruzia. Eu am zărit la fel pe pagina voastră că voi mai aveți o facilitate un serviciu. Program la domiciliu ceva de genul. Este vorba despre un program de exerciții sau de, de masaj. La moment. Nu lucrăm la domiciliu, avem opțiunea de programare online. Ok. Deci programarea online presupune o întâlnire virtuală pacientul kinetoterapeutul, pacientul descrie simptomatica și kinetoterapeutul începe să-i transmită pacientul exerciții pe care le face uh -huh. și face anumite teste repetate. Mă rog, este mai puțin populară, dar sunt oameni care beneficiază și de acest serviciu. Deci clienți propriu-zis în acest sens? Deci, doar că sunt mai puțini. Eu vreau să vă întreb aici, legat de afacere. Cât de profitabil este aceasta, dacă e să vorbim de cifre, că tot am atins cifrele? Nu este cel mai profitabil model de afacere. Dacă ești antreprenor și vrei să deschizi o afacere profitabilă, În nu, asta, nu da? este asta. Și vă explic de ce. Afacerile medicină sunt profitabile atunci când e vorba din niște centri mari. Mm -hmm. cu utilaje, cu multi servicii, cu mulți specialiști, dar și asta iar sunt alte riscuri, alte investiții în timp. Aici, mai degrabă, cum spunea șeful de catedră nostru, dacă ești kinetoterapeut bun, nu o să fii nici foarte tare bogat, dar nici nu o să mori de foame. Așa, adică, mediu. Mediu. Poți să... Dacă ești specialist, ai pacienții tăi o să poți să-ți permiți să mergi la mare o dată de două ori pe an, independență că sunt oameni care lucrează la cabinete și până la 9-11 seara au domicile mm. care au volum de muncă așa mm. nebun. Și asta e. Nu o să ți cumperi Rolex, nu o să ți cumperi Porsche. Ben. Adică aici e vorba de calibrare. De, aici mi-e vorba de mai mult de cabinete mici sau centri sau nu avem noi acum nici, în România pot spun că este un spital mare, mare, care e strict doar pe recuperare. Nu, acolo este departamentul de recuperare, de departamentul de cardiologie sau chirurgie sau, adică, asta e. Știți că să zici că fiecare meserie este supusă unor riscuri, să zicem așa. Dumneavoastră, ca specialist în kinetoterapie, sunteți supus adesa anumitor riscuri, nu știu, legat de lucrul, propriu-zis, lucrul dumneavoastră este cu oamenii sau totuși e mai lejer? Sigur, orice profesie este, are plusuri și minusuri, are hmm. polul pozitiv și negativ, are nocivități. Uh, nocivitatea, sigur că este. În ce zile? În ce zile? Da. Păi vorba de responsabilitatea oamenilor care anulează sesiunea cu o oră, două înainte. Mm, uneori este justificat că se întâmplă ceva groaznic, o nimerit în nu știu, un ambuteiaj sau a apărut o urgență sau cu copilul la spital, dar sunt momente în care omului pur și simplu e lene să vină și nici nu spune, nu anunță. Asta este o problemă. Dacă vorbim de cât de profitabil este, da, da, da. e că asta și este chestia, că asta sunt pierderi. Și adică asta sunt pierderi financiare, pentru că suportă anumit cheltuieli și uh -hmm. nu doar financiare, dar și uneori emoționale, pentru că vii la lucru, te concentrezi pe un volum de oameni și iată, unul, doi, nu vine, trei, adică iarăși trece altfel ziua de lucru și așa, depinde deja ce faci cu timpul tău liber. Mai este problema și critică care adesea se aduce, asta tot cum vă Sigur, pentru dat... că hai să spunem așa că noi trăim într-o lume în care puțini oameni își asumă toată responsabilitatea asupra lor. Dacă luăm ritualul la evrei, uh -huh. cu țapul ispășitor, ce făceau ei? Luau în doi țapi, unul duceau, asta este în Tora, cartivirul, unul duceau în templu, la um, Iahve sau la Dumnezeu, uh -huh. și unul îl duceau în pustiul lui, Azazel, lui Azazel. Și respectiv, ei puneau toate păcatele lor pe acel țap și sacrificau țapul și, de atât de acolo apare fraza de țap ispășitor. Și adică e vorba de responsabilitate. Și mulți oameni fug de responsabilitate pentru viața lor, pentru ceea ce se întâmplă, pentru problemele pe care le au. Da, uneori, mă rog, nu putem că șansele sunt egale a unui antreprenor din Republica Moldova cu un antreprenor din Statele Unite sau din aceeași Românie. Mm -hmm. Chiar să primești, să pornești tu o afacere din magazin online. Tu dacă ai card românesc și cetățenie, tu poți să pr primești plăți online prin Stripe și să deschizi da, un magazin da, da. online. Dar în Republica Moldova ca să faci așa ceva, tu trebuie să deschizi un SRL. Mm -hmm. Și iarăși vorbim, capacitatea este alta. În schimb, sunt alte oportunități. Adică, asta e. Haideți să finalizăm pe o notă Pozitiv așa cum am început această ediție de podcast Pozitiv de la bun început. Un kinetoterapeut are nevoie adesea de un kinetoterapeut? Sigur. Absolut, e nevoie ca să te menții pentru că activitatea profesională prevede lucru în picioare, lucru într o anumită poziție, dacă faci masaj sau terapie manuală, dacă testezi mușchii supui unui anumit stres a, coloana vertebrală, spatele, e alt arhitectonic sau alt tipaj la kinezoterapeut, musculatura spatelui, cum este dezvoltată, pentru că vorbim de multe provocări fizice, adică această profesie implică ca să fii și fizic să lucrezi cu pacientul. Dacă vorbim de neurologie, trebuie să transferi pacientul din cărucior în pat, din cărucior să-l ridici în picioare și tot așa, adică trebuie să gestionezi cu greutatea corpului altui om să-l asiguri, să fii gata să-l prinzi când el să învață a merge din nou. Dacă vorbim de ortopedie și traumatologie, trebuie să poți să faci uh, a în poziția asta masaj sau terapie manuală sau fizioproceduri. Unele nu sunt cu electroz, dar ai de făcut ultrasonet sau tecar, tot trebuie să stai într-o anumită poziție. Uh -huh. Și deja copiii sunt poziții. Trebuie să-i prinzi, trebuie să-i asiguri, adică ai nevoie, te Până la urmă, corpul, noi lucrăm fizic tot. Și avem nevoie și noi de alți kinetoterapeuti să lucreze cu noi. Nu în calitate deja de pacient la un kinetoterapeut. Unde vă ceartă adesea? Unde? Și cu ce probleme adesea dumnealui se, se confruntă în cazul dumneavoastră? Unde mă Nu Bă, aveți grijă. <laughs> Asta e vorba pur și simplu de o uzare anormală mm. a, a zonei gâtului, okay. adică poziția de lucru, terapie manuală, și adică e vorba de mușchii spate lui bazinul, pentru că chiar dacă sunt kinetoterapeut, partea de administrare presupune și lucrul la calculator. Mm. Adică am parte și eu de tarta asta dulce de a lucra de pe șezute. De a pune pe, -a pe <laughs> Da, modfuri. de a face facturi, de -a... Mm. stau și eu pe șezute și mă rog, asta e ce, ce avem. Interesant. problemă eu mi-am adus aminte un, o chestie, eu nu mi-am scris-o, voiam aici să o abordez, eu nu știu dacă asta, eu am să o integrez undeva în episod, în dependență cât de, de actuală. Noi am pomenit de a, modul de a mânca, să zicem așa, mai, mai bine zis. Uitați-vă, este așa o chestie interesantă. Când stai la masă prea mult așezat, tot e rău. Dacă mănânci și din pișoare, și mai ales mergând pe, prin oraș, cu un pahar de cafea în mână și cu altă bolăcică, tot e rău. Totuși, ce facem în cazul ăsta? Aici e vorba de faptul că creierul se conștientizează că noi mâncăm. Pentru că de efort fizic, de stres, de reacție la sport, mm -hmm. bei bighi sau fugi sau luptă, asta e vorba de sistemul nervos simpatic el agit corpul sau fă, reacționează într-o stare de stres. Uh -huh. Dar sistemul nervos sau porțiunea care răspunde de asimilarea hranii și de digestie, asta este sistemul nervos parasimpatic. Okay. Și asta deja vorbim de sistemul nervos vegetativ care dirijează cum lucrează organele interne. Uh -huh. Și dacă noi nu ne mâncăm relaxat sau stăm cu ochii în telefon și deci mâncăm, noi creăm un conflict la nivel de sistem nervos. El nu înțelege. Noi suntem în parte de lucru sau noi la moment mâncăm. Și de la asta aș se încep unele probleme de digestie. Pentru că noi nu ne acordăm acest timp de a lua masa. cel mai bine să nu te deranjează nimic prin prejur atunci când ei. Absolut, masă. da. Dar momentul ăsta că se mănâncă așa repijor, din fugă, bănuiesc că tot e o problemă. Tot este o problemă pentru că deseori asta înseamnă că nu se fermițează bine hrana uh -huh. și greu, pe urmă, trece pentru actul digestiv. Pentru că noi, digestia socotică se începe din gură, de la enzimele care sunt în salivă. Uh -huh. Dar în stomac, mă rog, este aciditate, se neutralizează numit organismii, microorganismii care nimeresc, dar anume motilitatea bolul alimentar cât de bine el se formează, el deja prin intestin este un, în anume intestinul el mai greu trece. Și adică este de dorit pentru ca alimentele să fie bine amestecate cu salivă, este să nu mâncăm din grabă. Și asta presupune și o digestie mai calitativă. Vasile, noi vă mulțumim foarte frumos pentru prezența dumneavoastră aici în studioul nostru. Sunt sigur că am abordat un domeniu foarte important pentru oamenii care ne privesc acum, cei care ne vor urmări în continuare. Am răspuns la mai multe întrebări, la mai multe provocări, probleme de ce nu de sănătate pe care le au foarte mulți oameni. Noi vă dorim foarte mult succes în tot ceea ce faceți și eu îmi doresc foarte mult ca neapărat să ne revedem aici în studio. Mersi pentru invitație. Vasile Cebotaru, expert în kinetoterapie în studioul nostru, fondatorul centrului Kine Start. Noi ne revedem la o nouă ediție. Până atunci, aveți bună voastră dispoziție. Pa, pa.